mi căsuța mea de vacanță. Asta mi-i ca... De aici, după perină, nu mă deschid gemulețul, mă uitept în staul, îmi țin înapoi și am gata. Bună ziua, Bache Sandu, bine te-am găsit. Bună ziua și îmi pare bine de cunoștință. Pe meleagurile Bistrisene, în Sita, ne aflăm aici pe Imaș. Da, pe Imaș la Împlopciș, așa se spune aici unde sunt halaule astea. Ce-mi vine, chiar am mi-am adus aminte, de ori când am văzut că stau la umbră. Eu toate nimicurile le-am băgat în viață, așa mi-a făcut capul meu. Și eram cum zicem noi acolo din sus de sat, în Costa Zapugii, oile stătea la umbră la niște peri acolo și eu la un păr mai jos m-a lăsat culcat. Omule bun, când s-a dorm, s-a țipesc un pic, o cosătoare mai jos. Cineva, un băiat era cu cosătoare acolo la costă și nu-i merge. Mai stau un pic, mițenară, băr, ai mâncat să supărarea cosătoarea tău și mecanic. Am luat bota și m-am dus la el și se vai, trazniua Dumnezeu de costătoare, zice că tot îmi aruncă benzina, de nu trage nimic, a zis, opa, vă rog, și tot o spart. Mă duc înapoi la oi, ies iară pădure, mă duc la oi, s-o costă, nu mi se ducă undeva, ca pe umblă după ele. Și avem caietul la mine, acasă, de era acasat acolo într-un, pe lângă se zice, păr, pixul acolo, într-o pungă de aia de un leu, și m-a dat și eu aia nici și la moment am reparat cusitoare, am 30 minute o fogata. Eu te trageam la cusitoare, m-am dus iar la el, să vă spun cum mi-am făcut-o. Zice că îmi stau oile la umbră, iar eu stau culcat pe o dungă. Numai să țipesc un pic, câte mă și ridic. Sunt trezit de un motor și merge parcă în gol. Tot un bâr, un poc și gata, iar auzi nu trage coasa. Atunci m-am enervat, în cisoare m-am spulat, stau și mă gândesc un pic, lasă asta, nu-i nimic, că mă duc până acolo să văd ce are motorul. Eu bota cobor la vale, în pădure, pe carare, pe zapuge mai în jos, văd un om a plecat jos cu o cosătoare în iarbă și se părea că e stricată. Stau mă, nu zic nimică. Până la urmă se ridică și îmi zice cu un acaz, da, o dracu s-o stricat. Tot îmi aruncă benzina de tras, nu trage nimic, am face numai în acaz, eu barusul și o spart. Eu atunci mă gândesc, mă, ce ești un om ischis. Dacă tu faci treaba asta și cea la o da nevasta, și toți oamenii din sat ori vede că ești bărbat, că ai stricat o cositoare când tăte arba în flore și am un loc ca să cosești și în loc ca să cosești am un stai și trândăvești încins cu burta la soare nici și în frână nu se dore că ca mâine vin iarna și îmi moare de foame vaca. Mă duc cu caietul de iamă, s-am rezolvat cu cositoarea. Mama, pe Dumnezeu, maraburile. Nu, e râs. Eu să pe loc ca să caut poezia. Da, bine. Păi cât îmi... Da, și tare e problema de mult. Eu am nașit de vreo 4 ani. Nu apucam să scriu cât mi se îmi vine în cap. Și mi-ar fi trebuit, că am mai vorbit problema asta și cu altă, mi-ar fi trebuit ceva de înregistrat, știi? După ce peste 20 de poezie. Facem o poezie de aici până acasă. De acasă până la voi. Și să mai spun era cu Raiul Pocăiților, dar nu știu dacă am mai spus-o, dacă mi-a fost asta înregistrată. Eu aici la oi, într-o dimineață mult acasă, îmi dau la poși de mâncare și eu la oi, mă întâlnesc cu un Mihai, ok, de bine cu vacile la poși, l-am ajuns, adică. Om tare de treabă, n-am eu treabă, că eu om cu obraz, sunt țât, om mai în vârstă ca mine, dar om, eu mie om, mi se pare de treabă. Mi se pare că a fost într-o dimineață.
Cum le bagă la ăștia povestea alea de a dormi copiii cu Iisus, cum le face lor raiuri, pa nu știu, pe unde, în cosmosul ăla ei, știu, pe unde. Și eu bădea cineva în cap și mi-a spus, vezi cum eu lua cu politica. Auzi mă, Sandru, zice, nu vezi tu, zice, cât construiești, om, zice, nu m-am întoarnă aici pe pământ. Dar pe Domnul Iisus Hristos, de 2000 de ani, cum mi-e face nou acolo și cum mi-e pune la rând și nu știu ce, și nu știu cum, bancul de a dormi copiii. Că mi-ai cu raiul tău, am venit, mi-a văzut de treabă, au trecut vreo două săptămâni, era o acolo pângă țară, nu știu, era mult să stau acolo, cu limba mi-a fost mai jos. Mă, nu pe am eu stâmpăr așa, știi, să stau. Mă, ce Dumnezeu să fac? Era mult să stau acolo, zicea capri acolo la niște rugi pe iarbă, și vă face lui Mihai pe separul dincolo, și mă aduc aminte de raiul lui Mihai. Noi așteaptă tu, Mihai, că să faci să-mi durai. Mă luat cu limba, eu căietul, pixul, mă duc la rai. 30 de minute a fost gata, gata și raiul, ca și preparatul costătorea ăla. Și să vă spui cum e cu raiul. Zice că murmă mir de pocăiți, că somnii așa cum e. Nici nu beau, nici nu fumează, ci numai la rai visează. Ei știu că în cerul sus, lucră pentru Iisus, cu echipă de jerdani și care la bolovani, că de mii de ani zice, piatră pe piatră clădesc, și le pun pe jos să știe, numai sticlă străvizie. Și le pamează bogate, numai cu carne și lapte. La masă vor fi serviți numai ginge și țins, iar seara la culcare vor fi spălați pătișoare, iar pătișoarele spălate vor fi șterse, sărutate. De femei vă sunt să știți de să aveți câte poftiți, tăci alese din parcare și cu experiență mare. Iar femeilor bărbați, cu cârnați roșu umflați, vă rog să mă ascultați mere sus și nu mai stați, mere sus în raiul sunt și nu mai stați pe pământ. Pentru o pâine uscată, lăsați masa îmbelșugată, simți să topceți de dor, să vă vadă în raiul lor. Lăsați-le tăte baltă și duceți-vă odată. De când e lumea să știe unde minte și prostie. Și voi tare vă prostiți, numai rai nu vă doriți, să mergeți acolo sus la Domnul vostru Iisus. Dacă știi că atâta bine este acolo sus în rai, eu mă mir acum de cine aici, după ce mai stai. Păi la duci odată la bunătăți. Cu capre, am 20 de capre și 11, m-am adunit, mă sunare, adică eu am așa ca să o adunim pe voi. Și 24 de oi și 8000 lui. Eu și murit ceva din am voi și mai bătrâni, mai așa, nu m-aș pe la sagele, iubesc foarte, foarte mult. Păi, n-am să, dacă mă calcul și mă pun jos, îți ieză pe mine. Mi se încap și apoi, la unde am pus numele Albinuța, aia mai cum e. Este una, o spune și pe mama lui asta, dar și aia are alte mame. Bă, omule bun, am pus lumea motroșca. Păi bine, pe mine, mă tămă ca altcumă. Și apoi, dar ce strâng? Cum s-a pus? Strâng, părumbelul. E la mine. Puiuțul, e la mine. Aia nică mai am, aia așa mușe, meluța, e la mine. Mie de așa, nu mă aveți mine până lângă mine, să acolo nu mă aplic, le-am vrea să pup. Dar ce rost să mă trez, te mulțe la acri în vârst, iau în brață, și plâng, ei, dragul mami, și așa le zic, dragul mami, direi va fi clipa de spărsării, de alea, nu vreau să mă aduc aminte. Mi-s dragi, le iubesc din calea afară și mi-e milă de ele, păi, dar urge cui și orice animal, mi-e milă de ele, de multe numai din ele, animale din junglă, cum mor de rupte de vin în dureri dronice, că mă strânge cap din milă, pe cuvântul meu. Am venit într-o tână și fost, am luat așa și nu știa, vine așa 2 ani. Și când am văzut acolo deasupra coții la Haloala, am văzut într-o joie, un porc, era postul Crăciunului cu un lotet. Am uitat plângând cu oile acolo, pe cuvântul meu. Eu am necânit, eu mă duc acasă. Mă duc undeva și beau un par de orincă și îmi bage și unei să ne aud. Nu pot de mila lor și de... Și lucru eu cu ei, de... N-ai văzut de aia. Și eu păresc toată crocită și-s mult părul de pe ei și părul mai pârlesc. Dar atunci groza aia și pe ei și durerea aia, asta. Să tai un miel sau un ied, ce rost să mă trez, o rabă de euro să-mi aduce, a zis, ce mă, dracului mă, cu euro tău cu tăi. Nu poți face o faptă de-a. Porumbelul ăsta, porumbelul ăla, mama. Hai, bă, repede, miște, te nu-mi vine, ești de vii pe-n pământ, hai. Puiuțu, hai de-așa tu. Hai, da, mama.
Hai încă o zi. Hai să stăm noi de vorbă un pic, hai. Hai la mamă, hai. Măi, omul e bun. Mă iubesc pe mine animale, așa ceva, nu? Hai la mamă, hai. Hai la mamă. Na, așa. Na, mu, stai să ne pupăm un pic, zi aici, ani. Vai, scumpul, mami, vai. Vai, scumpul, mami. Puiuțu, hai de-așa tu. Hai, trei. Trei la rând. Hai încă. Hai. Bă, așa, îmi dai tu mie o mie, așa, scarține. Am un scarție în cuițele, știi? Hai, bă, fete, nu-l cultiva. Stai să scarție, mama. E, trageți. Omul e bun, sunt niște podobe, uite-te, da, mameluca ăla. Mă, omule, părul ăsta, uite, așa ceva n-ai putut să vezi, mă, omul meu. Sunt faine, sunt faine și am oameni și-ai dus atâta de faine, m-am contrapucat la un iet ala în care să facă puternic ietet. Nu mă puteți lipi de ele, nu mă puteți lipi și gata. Vezi, asta e dus ani și vine, am un coice să starge la picior. Azi mi-a să stai acolo la prins, mă, pe bordura, mă duc la ei, stai ca o statuie, o cuprind, o pup. Hai la tu, hai la mama. Albinuța, hai la mamu, hai repede, hai, mă troși ca unii. Hai la mama, hai. Ei, dare, hai, de bună ziua și omul ăsta. Hai, de bună ziua. Ei, hai. Tu, unii tu, hă? Unii tu, tu. Asta încă să faci edusul ăla, să faci un sap puternic. Nu știu unde mi-e motrul ăsta să vie să mă calce în tișoare, tătă. Stai? Aici a copilul, mama. Cum ce? E frumos, stai? Asta? Împăcalit am eu gurul ăsta. Stai? Mi-e stare, dragi. Hai, și tu mi-ai... Na, uite, bă, omule, bă. Unde mi-ai văzut de? Hai. Hai la mama, hai. Hai la mama. Eu i-a luat niciodată cu eu nimica, vine la mine, se-l pup pe mama, pe nasuc. Dom'le, mă, omule bun, că așa ceva n-ai văzut, numai la mitrare n-ai văzut. Păi, e pe topul lui Dumnezeu. Și asta vine numai într-o zi, văd că vine la mie, stă ca o statuie, obrazul în mână, îl pup. Păi, mă, ce ceapă, catoare? Te n-au cu el legaturi de astea de pricinie, așa. No, ăsta e alb cu corne, azi mi-a să suge o capră. Ai, mama cu ceva cu dore, e de anul trecut, suge o capră, stă capra să sugă. Și e ca la circa aia. Stai? Unde? Ia, e sunt mie, până am 9.000. Da. Mi-am și stări, pe am o bătrâni, asta încă o soare grozavă, e bună și... Nu, am o lume sorta, o vede eu ce face cu ele, dar... Nu vine să mă de spargere, nu. Și nu știu cum să spun drept. Eu am multe meserii. N-ai să-mi dat de lucru în afară de electronică, că nu mă apreciez. Și zădar, și dulgher, și electrician, și mecanic, și tratorist, și drujbist, și... Nu trebuie să tratorii care să iei pe un trator, nici care ține o drubă mână, nu-i drubist. Dacă vrei să știe drubist, îi dau un lemn de 15 metri, să ne începe așa ca în banzi sau ca în gater, atunci e drubist. Nu că stai bot asta, nu că bandouă. No. Și, dar îmi place tare mult la așa, duș sălbatic. Îmi puschetez. Mă uit aici la gingeal, stau voi pe un vârf de deal și peste seară privesc, văd atâta bogăție pe pământul românesc. Și văd munții noștri falnici cu creștere înzăpezite, văd câmpile mănose, văd pădurile mărginite și văd sate de români așezate la întâmplare. Unele sunt sus pe dealuri, altele sunt jos pe vale. Și văd ape curgătoare și uda nostru pământ, văd atâta bogăție pe pământul nostru cel sfânt. Mămule bun, e mai lungă, am o dată, am mai spus-o, cu șacalul și cu hoțul. Mă uit așa ne peste ăla, ne văd fel de puieni, ăsta ne... Mă, fain așa cum e stat acolo, cu ele, mă, e super, n-ai fost în deal. Mă, de aici, aici aveți muntele dincolo de Baia Mare, muntele acei, chiar de, că nu am fost în Baia Mare. Să-l vezi de aici, în deal. Ce mai vrei, mă, omule bun? Foarte frumos în natură, e extraordinar. Păi, de aici m-am inspirat și am scris multe poezii, pentru că... E fascinat de ce văd. I-am spus și la copil, am zis, mă, și la fată, cu la mine, zic, vezi,
dealul Reșani, să le pot să am puterea, luam brațele și le-aș pupa pe ceva. Pe cuvântul meu, cu... nu, nu s-a răsat, nu. Băi, mă, după ce vin, ore, a, cine v-a chemat? Foarte bine, lăsați-i, că bine că vin. Da, dar ăștia, niște câini așa n-ai văzut. Nu s-ar pe omii. Bine, până la ce poți să pui mâna pe el. Oricum, pe mine nu presar câinii. Dar bine, pe mine, că tu tăți, cu tăți țin spre tine și eu. Câinii de la oi, nu, nu am treabă. Hai, mă. Mai tare cu ceilalți care sunt în cursele oamenilor și pe drumuri, pe da. Aia. Cu ăștia de oi, nu. Ăștia știu de animale, trebuie să-și apere oile. De acolo știu să stai, am venit, o văzut că am venit unii de acolo, sau te-ai auzit pe acolo. N-au ei treabă cu oamenii așa. A, ați obosit să ai? A. Ce e patrimă? Spinerei, așa e frate. Îți frate, nu s-a așa ține, nu știu, de vreo 4 ani, ori aveau 5, nu nici mai țin minte, cam așa, cam de 5 ani. Numai pe ăștia 2 ani sau mai? Nu, mă, nu, mă, dar pe nu-mi e destul. Și apoi să... Îți spui, asta pe 10 ce n-am spus, am multe, am urmărit caze peste 90 de poezii. Trebuie să le public cândva. Și zice că chiar eram chiar în vârful dealului acolo. Stau lui pe un vârf de deal, e zi frumoasă cu soare, oile în pas de omor, ne joacă părăzoare. Și privestit cu prin ochii și văd numai veselie, totul e verde și frumos, și pe deal, și pe câmpie. Prin văzduhul cel albastru se înalță ciocârlia, eu ascult cu mare drag cum își torce melodia. Și bătând cu spor din aripi se înalță către cer, iar din ciocul ei de aur ies un verzi dumnezeiesc. Prin pădure mii de păsări se întrec în cântul lor, iar acum cobor agale cu turma către izvor. Ăsta e izvor. S-a ascult murmurul de apă cu un vers atât de dulce, să mă răcărească vântul care bate de la munte. Doamne, faină e natura să o privești de la izvor, s-a ascult murmur de apă care curge încetişor. Iar când soarele apune și amurgul ce să lasă, ne-am terminat de mult și ne așezăm la masă. O bucată de caș dulce, pâine, slănină și ceapă. Asta este cina noastră și ne așteaptă pe masă. Totul e fain la cina noastră, totul e plăcut și bine. Viața faină de cioban, sunt puțini care o știe. Domne, faină e viața, dacă știi să ți-o trăiești, natura îți dă de tot ce nu te întreabă cine ești. Domne, când ai făcut lumea, tare bine ai gândit. Dacă în vara se sfârșește, totul e trist și pustit. S-au dus, dus bunătățile. Nu știu cu iarna și cu prima vara, ce nimic, te trist în viață. Așa, care mă, era aici de asta, la altă parte, m-am întâlnit cu unul de aici de la noi, îl cheamă Ion, și el era la oi, și tot la oi, de câțiva ani, și unul foarte de o mie și foarte om de treabă. Și respectos așa, dar cineva, cândva le-a pus numele lui Cucu, Cucu din Parău. Păi nu-i Cucu o nume de ocare. Abia la ce se auzi vocea. Și am întâlnit el acolo cu el, zice, mă, zice mie, nu mi-a făcut o poezie. Ba da, s-a făcut. Să tot spui, spune-mi eu. Și că Doamne, fai mai cântă Cucu, Doamne, mult mai de lucru, toată lumea e la câmp, și la sapă, și la pân. Unii stau lui pe costă, atâi împingi în greu la costă, unii pazăți vacile, atâi plâng pe catele, unii se topcesc de dor, atâi plâng pe mama lor. Numai bietul e un săracu, azi o dat de lucru dracu. Că s-a dus până la mărie, după ce numai el știe de prostuitate mărea cu bărbat, că l-așteaptă după șură ca să-i trage una în gură, să-l sature de un blat pe la mândruță până sat. Stai la nevasta lui, nimeni nici cu dracului. Noi, eu ne am făcut poezie, ai bate, Dumnezeu poezie, te treaba de eu nimic. Nu. De porci? Să vă spun că la mine e cea mai mare porcărie din zona asta. Așa se cheamă porcărie. 7 strofe, de rasă, porci de carne, părigele, ori în ce caz au cel mai mult, au peste 300 de kilograme și doi verzi care ar trebui să-i castrez. Eu am mai greu. Și așa, asta vă ocupați și de aceea. Da, sigur. Dimineața mă scol de obicei cam la 4, am nu chiar chiar tăgeauna, dar o să mă scol și la 3 jumate. Și mă scol și le fierb, le fac lături, cum zic, o, să am într-o parte la noi
le zice vâlbe în altă parte, le zice iar mă știu cum, în fine. Da. Le fac de mâncare, le dau și când mă duc cu ele, cu alea, după ora 7, le cosesc, le dau două robe de iarbă, atâta e mâncarea, dar le fac, mâncarea le-o fac omenește. Că să vă spun o întâmplare, eram odată în Spermezeu și un bere și eu într-o lună cu alta acolo și mine, un om la mine zice, auzi, zice, mai ai purcei de vândut, am avut mulți purcei de vândut, deci, am spus, trebuie ce 5 trofei din patau și zic, am, zice, o neva, femeia asta mea sau nevasta mea, cum o zice, zice, te-a venit să iei un, nu știu, un purcel sau doi, dar pe vie, că îi dau camiune, zice, dar pe, mai stau un pic, zice, ce le dai de mâncare? Păi zicea, cum e amu, le fer și urzești când am vreme. Le fer burzești, am cazan de la mare, mărgea cu vreo 11-12 litere de la fiugă. Le fer burzești, le opăresc farină de malai, le pui sare, le dau mâncare cum e de dat, dacă am să lucernă de returi de al mare. No, pe femeia mea nu face așa. Farină și apă. Ce dracu, mă, linie cu femeia ta, cu tot. E bunii dracului, mă. Îți bat, bagi o cură de bietoare, de puselul cu eu pot șerbe la 9 porci, eu nu pot șerbe la un vițel de așa, bă, bagi într-un jeb. Deci, trântoreala și domnia, dar aia piștă, vede? Și, zic, știi ce? Îți spui la femeie ta să vie la mine, se face o olă de zamă. Cum face la pușei? Îi de curăț cartofii, îi, adică îi tai, îi pui apă răși acolo mai frumos, îi pui o ceapă, îi pui niște boia, îi pui niște ulei, că un soare așa se nu se dizolvă, sare, nu n-am mâncă. Mâncă eu sagul în așa, mâncă și purcelul de la tine. Măi, omule, treaba nu pot să nu pot să-mi bat bajoc. Păi, pui, api să vezi cum s-o fac cu, tu ce dracu ce ai cu facut totul. Păi, dacă se face atâta de... Și apoi că o prostie, nu știu, că... Mai mare bol ca prostia asta nu există. Vine cineva la mine, te după pușei. Și, nu, m-a văzut strofele. Nu zic, îți place ce strofe am. E, pe mari, dar de câți ai? Dar pe zi, tu, a dracului, să te ducă de câți ani ești? De ce nu ești mai mare? Ești numai atât ani. Și ești 75 ani. Și tu, dă strofa să o fac cu mare ce ai. Dar atâta prostie spui că îți vine rău pe cuvântul meu. Pentru că nu se face după ani. Între anul să rea, nu-i copac. Racită sau plop. Nu, a avut strofă, străbunica lui ăștia, am pus mâna pe purșii ăștia, dar fără să-mi dau seama. Când am tăiat-o, penultima dată, mi se pare, mi-a făcut anul 16 sau 17 purșii, ultima dată 19, și apoi n-am mai ținut-o. A avut 460 de kilograme. Și am două, dacă le îngrești, dar una mâncă tare rău, trebuie să tot de acolo, am dat medicamente, nu mănâncă, dar azi dimineața am vrut să tot afară, dar n-am, nu mi-a reușit. Alea două, mama și cu fata, una am dat-o la munt, aia poate că voi avea noroc, aia e petreancă de aia, aia la negri. Așa, dacă pui carne pe aici, că trebuie la 500 de chili, nu se discută. Pe cuvântul meu, nu glumă. Și-o luat multă lume, o luat porci din la mine, numai, nu știu, le-o plăcut să ăsta. Și pui orice carne. Nu ești la nina, orice din grașă, nu aș veni la nina pe spate de 3 de aici, nu. A pe muștii, abiera de pe spate și fișoare. Ori, da, pe bine, mă glumesc. Nu vine să crezi. Hai, unde mai ales! E căsuța mea de vacanță. Asta e casa mea de vacanță. Asta, la noi se face obiceiuri, corturi, așa, ca un acoperiș de casă. Eu am mai văzut la cineva, e făcută gemul de 20 de ani și am văzut așa, i-am pus copertină pentru ploia, dar așa domnul ca acasă. Gemul, lesul ăsta, el l-am făcut, pui capul pe pene, dacă vreau să mă uit la ui, dacă e ușa închisă, n-am să ieși, nu era de capul de pape, nu știu, mă uitați, nu stau, nu trebuie să n-am pășa îngătat. Păi, eu s-am spus să spun, aici am un pic de am sași cu lână, dar nu doarme nimeni aici, că domnul cu alea acasă, că nu pot, dacă aș avea stau alea cu celălalt sai, că mă duc dimineața, îmi dau la poș și vin înapoi. Nu, ar mi trebuie un pic de aranjamente. Păi aici, aici domnul tare o mie, și mi-am luat asă, am împlecit asă pentru pus la poș, un pus sârmă nas,
El e fel de dracarina mele. Auzi, ai chisto. Doran, scule, mă, omule bun aici, ca să... Nimă, că eu am atât... Da, stai așa, dacă vrei să mă vezi. Seama-i. De aici, din pe perină, nu mai deschide mulețul, mă uit drept în staul, îmi țin în apă și în gata. Foarte fain, ați gândit-o. Nu. Mă suna cineva, uite, de la Apahida, încolo, pe blinia cu un ben, nu știu unde. Și m-a întrebat că, m-a văzut pe internet, că cum pui o pompa de injecție, aprinderea la trator, la punct. Că măsuri congațier, vor răspunde, așa faci. Măsuri congațier acolo în capul pistonului, și la pompă știu ce se lucru, nu trebuie să-i dai avan, nu trebuie să-i, nu nimic, ca invenția mea. Și multe am mai inventat. Vă mai spun un lucru. Am citit undeva că în morături, pe când îți arte cât trebuie să buni așa în poziția ca să nu sunt în această vetare, mai bucăți de lemn de mesteacă. Îți așa ca o codă de mătură, bucăți de 30 de 4 cât vrei, îl cerți și îl bagi până morături. O să rămâi așa, nu se mai. Noi o stând aici la oi, dar bine tătă zoa, că facem câte un seamă, că aici miseamă, facem câte un seamă de ramă și cu cani cu asta, dar bine tătă zoa să-i dau câte un clocul, că dacă nu se strică așa. Mi-a venit ideea cu asta, mă ia să bag eu în zama mea lemne seacă. Aici a fost o seo sore, la sore săptămână, te trece ca când ai făcut-o. Cuvântul meu și ceva, nu asta mi-a tunat mie până cap treaba, e extraordinar. Și mai cu șen că am mai vrut să mă expui încă tot. Vreau să vă explic. În țară sunt alegeri. Dar e tristețe mare, nu se grăbesc românii să meargă la votare. În 20 de ani au mers de atâtea ori și și-au ales românii faimoși conducători. Ce ne-au promis o viață din ce în ce mai bună, dar s-a văzut la urmă că totul a fost minciună. Nu au servit românii, n-au bani pentru căldură și tot mai mulți sărmani, n-au ce băga în gură. Nu-s bani de sănătate, nu-s bani de învățământ, sunt bani numai de afișe, sunt bani de dat în vânt. Ați dus țara pe râpă, estruși nenorociți, și mai aveți pretenții de noi să fiți iubiți? Ați vândut terenuri, fabrici și uzine, și acum vă plimbați țanțuși în scumpe limuzine. N-aveți abar de țară și de poporul ei, s-ați dat țara pe mână la hos și la mișei. Voi v-ați făcut salarii de milioane multe, dar nu vă întrebați, că eu cine-l duce? E vai și amar de țară, e vai și amar de noi, că am făcut greșeala de v-am ales pe voi. S-au dus copiii noștri de sus pe la străini, s-au rămas părinți în lacrimi și suspini și se gândesc mereu cu inima lor arsă când vor veni ore copiilor acasă. Aceasta România, acum o știm toți, de când să la putere numai estruși și hoți. De s-ar surați rămoșii noștri să vadă această țară condusă de o bandă de hoți ce ne-au făcut de ocare. Aceasta ori România, ar s-a mirat fără de cuvinte și ar merge iar de unde au venit în recele morminte. Mulțumesc tare mult, e poezie. Nu știu cum să vă spun, cel mai des și cel mai mult mănânc carne. Carnea am foarte, foarte multă. Anul ăsta și-o trecut, n-am tăiat porc, în celălalt am tăiat 2 la 350 de kg, 1. Am tăiat un țap, am azi iarnă, am tăiat 2 capre, una a avut un accident. Adică amândouă. Și am tăiat și am carne până în lume. Plus că mi-a adus și fata, de pe la vechea mi-a adus pui, mi-a cumpăr pulpe din alea, de coază, dar de asta, sincer, m-am cam săturat. Dar am cam eu în fiecare zi o sticlă, unde ți-am pus ore, o sticlă de lapte de capră. Ăsta e minune, leac, uite-o. Dar asta nu l-am mâncat să-l aibă 4 zile aici. De aia mi se bună și dacă nu duc acasă și îl dau la porcovici. Mâncările mele preferate îs legumele. De roșii, de castravert, cum le zic eu, le zic castravert, nu castravert. Ceapă, usturoiul, îl mânge să ce ferească Dumnezeu. Îs potop pe usturoiul, mule bun. Eu așa ceva, iala, cum mi l-am adus, hai să mi-l curăț. Îmi fac cu mușghei, iala, ăsta îi fac capătul mițenată, e gata. Cu slănină am muște aici, am fiert o bucată de picior de porc de aici, cu unghi alea, am plac adit așa, bun. Și cu asta, da,
nu știu, vorbește lumea și ăștia nici special ce spun că dacă consumi usturoi e foarte sănătos și am citit și treaba asta, că am cartea dusă la comandă de la București, Sănătate cu tratamente naturice, am studiat și acolo. Și, dar mie îmi place. Eu nu știu de când n-am forasit. Îți e frigul dracului, că de multe ori așa neată mă tremură, mă în casă, mici neată transpir, ia să mă tremură din nou, dar mi-e problema dracului. Asta am văzut și azi, ană, bărbat, așa, ca urșă. Ai răcit, ai răcit, vai ce, am avut de ani febră. Ce mă îndeată ta cu febră, ta și eu nu știu de aia. Păi cum? E foarte sănătos. Și am studiat cum spun asta. Sănătos e laptele de capră, e mai multe, să zic, din alimentația, fructe, legumele, nucile, zbune că conțin mult calciu, lactatele, brânzeturile, după asta nu mă pe omor. După lactate, după brânzeturi, că de multe eu ziceam că n-am avut toi, că m-a lăsat tantei mei cu 230 ani, am avut urmă joi ca gospodare. De mie zic, știi cât ne-ar ajunge mie. Pentru brânza cât omul eu. Zic, mie mai ajunge o oaie, dar așa se starpă. Dar normal, cam pe carne, dar mă am cam pe saturate, și pe legume, am curiat să mai rar, mă duc să nu mai cumpăr. Am avut regină, am avut roșii, așa de ceasparezii, dar suiuri de alea de nemult. Și făcut fosta mea iubire, făcut bulion și o pus de aici, o știu aia să puie, și am mâncat tătă toată nouă, ceva e cu eu și rapuri. Îți dai seama, omule, te durează sufletul când vei că pune în caldare să-i sarbă. Și apoi castraveți, eu și la aia mă prisep la cultivaturile astea, ne ori la ce, deci asta am avut un dar de la Dumnezeu. Tare, tare. Am fost gospodar, nu nimeni am drum. Știi cum mă simt? Mă simt că nu pot să îi mulțumesc la Dumnezeu cât de sănătos sunt. Pe cuvântul meu. Și dacă vrei să mă trez, mai am probleme cu psihiorile, cu genunchi. Că am degerat pe traturi. Le bătem psihiorile de pământ, nu sunt în caz cum nu sunt să bat un lemn. Și pe vremuri, nu era trator. Eu eram în curtiul, în permezeu, în sâta. Eu eram cu transportul, dus la duze gunoi, apică balatul, că lemne, că mama naibă, piatră, bal, ce. Nu am fi. Cu cuvântul meu. Și să vă spun ce am făcut. Odată am, și de vreo 12-13 ani, am avut cu stomacul și am avut, nu știu, că m-a durut, de umblam îndoit în două. Și măi, ce să fac, ce să mă fac, de către Rodica, către fosta femeie. Eu cred că ajung la cutit. Și mi-a adus aminte, cum am studiat atâția de cătină. Și am avut cătină într-o găleată, în beci, și m-a dus și mi-a cer cătină. Dar strugurile așa cu tetul, numai bobele alea. Am pus în făcut o ole de zamă, de aia nici frate, dimineața, până ne mâncați o cană, în loc de apă, de aia, o săptămână într-una. Te rog să mă trez, eu nu sunt mincinos, nici lingușător, nici fățar, și pe dracul mâncă cornie cu tânma să pui eu pune mânuca pe el. Cu dantura stau cam slab, că s-a dus asta, dar eu n-am știut ce durere de stomac sau așa ceva. Bă, mânc orice, nu contează. Nu. Să mă doră ceva, absolut nimic. Mă și fumez, nu tare, am zis o gata sigări, dar nu, ziua așa, un fumator pasionat. Trag aerul mie până în fundul plămânilor. Așa mă sunt de bine. Și aici încă e o treabă, că tot de asta am citit, dar eu n-am știut, că urina ta, vaporii care ies din urina de oaie, o să cel mai bun medicament la plămâni. În momentul ăsta, dacă stai lângă, să mă spui, am dorit ușurile, tăi lângă curul ei, apoi cum, nu-i până la aerul ăla. Nu. Și foarte, nu știu, nu-mi lăsați nimic. Cum de nu trebuie să mai chinui, dar și la ăsta le dau de hăcă, că le-am mai dat. Mi-am strâns conuri de pin. Am două ligiani, două galeți de conuri de pin. Mă dau și șerb. Și pui zama aia într-o cadă de baie, dar în cadă, aia e baiul, dar ne faci rost. Și o adaug apă câte, să mă bag acolo o oră, una mâine, una pe altă. Am mai făcut odată, dar numai odată am făcut. O singură dată, mă omul e bun, te rog să mă trez, că eu am zis, nu am ieșit din nimic, de durei. Umbli, te duci la vântul. Ce-ai baiul? Iedul ăsta mi-a rămas azi dimineața acasă. A adormit undeva, că s-o bagat într-un găinaț acolo și am numărat și am auzit 10
pântre ori câtădeauna am obisese. Și uite-te, mă, omule, ce curaj la el, mă, o porni de acasă singur, mă, din sat. Hai la mama, puiule, hai la mama! Fii de capul meu când mi se face părul de ceaia de găină pe mine. Să ridică părul capului. Extraordinar, mă! O știu să vin. Hai la mama, hai, puiuțule, hai! Fii de mine, mă, omule, nu, așa ceva. Tă mă tremur, să mor eu dacă nu. Hai de capul meu! Și acolo stă lângă ea și lângă miel. Dacă nu vine oaia acasă, nici el nu vine. Am venit în postul Crăciunului, cu oaia am fost dus aici pe la Curtușani. Și mi-a făcut și niște alea mie. Pe acolo, pe când viu, pe aici, doi, eu înaintea lor, capre după mine, voi după mine. Am avut un țar mare, mai bătrân, dar tot barul să-mi gândesc pe porumbul ăla. De acolo, pe fântâna aia, unde se îndroapă, o luat-o sus în jos, a fost o malaie acolo, din jos de imaș. Mă, cu ele acasă, mai stau un pic, nu mai vine țar. Vin înapoi. Nu m-am alai, nu m-am dus. M-a dus pe acolo acasă. Nu știu, m-a lucrat, nu, ce Dumnezeu s-a putut face. Bă, omul lui Dumnezeu, pe când a venit dimineața la 5, m-a întoarce, m-am dus, m-am uitat în șură, era sapul în șură, un câine, ăla pestrisul, o stat cu sapul mă alai până s-o rănit de mare și a venit acasă. Nu vine lângă asta, îți dai seama, omule, mă. Eu, găini de la vulpe, că le miroză, de pânsat, și aduce găina acasă, stă lângă ea, nu mănâncă. Ia că v-a venit acel lângă dumneavoastră. Hai, mă, hai la mamă, hai. Hai puiuțul? Hai la mamă, hai la mamă, hai, dorim niște zame. Vai tu de mamă, te-a obosesei. Mă, puiuțul de mamă. Mă, dar nu ți-a temut tu să vii, ha? Doamne, cum ești, mă, nu, uite-te tu, mă, omul Dumnezeu, mă. Dar de aici din Sita, până în Curtuiușii, departe? Nu, pe aici s-a satul, da, peste, ne, nu. Turma aia de oi de acolo, de Curtuiuș, aparține. Da. Eu am fost în Curtuiuș, când am fost mic, am avut vreo, poate, 30 de ani de atunci. Am trecut pe aici prin Sâta, am trecut dealul, dar nu mai tare mă amintesc. Dar nu pe mine departe. Nu. Pe am urșit, poate, vreo 4 km aici din sat până este a sat. Am urșit, dacă. Dar pe așa se merge. Se duce pe acolo, poți merge pe aici, aici se duce aici, altă turmă de oi în Poiană, cum zice, se duce și așa ești în sat. Pe aici nu e peste când mergi, pe aici mergi. Acum motoare nu pe circul pe aici, că trebuie cobori acolo în vale și apoi sus și înapoi, da, sus, da. Nu. Vine mi-a o aminte, să spun tratamentul la păr, că am văzut că se cam duce părul pe cap. Te duci aici la alimentare 100 de mere, dar de mere, nu de alții și alea. Fă-l în două coapă sau și între, poți să pui două păr de apă și una de oțet. Te spală de două, trei ori pe cap pe săptămână, leși vreo jumătate de oră sau oră, după aceea poți să te speli, dacă nu te deranjează, te evaporă, poți să leși. Și îți crește păr de nume între peapte, nu e la altul. Acolo nu mai știi, ia-l, bine, eu nu m-am dat, dar spunând cum se crește. E cea mai mare greșeală că se spală că bărbați, că femei, cu spreiul și cu mizerii alea, alea nu, alea s-o travă corectă. Și trebuie să iei oțet, e mere? Trebuie o sticlă, iese și la chip și la jumate, o sticlă de jumate 4 lei. Dai medicament, oțetul de mere este cel mai puternic medicament care poate la... Și făcut cu apă? Îl faci cu apă. Cântă că cât? Cât vrei, poți să pui de două păr de apă și una de oțet. Sau da, poți să pui și într-o cană de un par de ăsta, cum zicem noi, o lingură bună de oțet și ce dai, nu contează, am unul, îl faci pe tare, știi așa, dar nu. Și eu de când m-am apucat, eu m-am spălat cu, era un fel de sodă, de rufe, cum e de rost, am eu studiam, că ăla mă spălam mai bine, știi, ca bunul, dai de două ori până să iei mizeria de păr. Și eu nu m-am spălat cu de alea niciodată. Am un măsăl cu derul, de ăsta de paine. Am și aici, am într-o eu cu de aici am măsăl. Bage Sandu, vreau să-ți mulțumesc tare mult că ai stat de vorbă cu mine și că m-ai primit aici la dumneata și ne-ai spus poveștile și poeziile dumneavoastră. Sunteți un mare poet. Ar fi păcat ca aceste poezii să nu rămână undeva scrise sau să nu fie publicate, ar fi cel mai bine indicat să publicați o carte, lumea să vă cunoască, dar prin intermediul meu, a canalului cu Cornel din Maramureș, canalul de YouTube și pagina de Facebook, la fel, o să vă vadă multă lume și o să vă asculte poveștile și poeziile dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult și îmi doresc ca data viitoare, când ne mai întâlnim, să-mi faceți și mie o poezie. Vă mulțumesc și eu foarte mult.